Misiunea echipei de la stația de salvare pe apă de la Valea Morilor a început atunci când un câine de companie a ajuns în lac. Colegul stătea la vahtă, a văzut un câine cum se duce pe apă, adică și noi repede ne-am dus, ne-am schimbat, am vrut să salvăm câinele. Situația însă a luat o altă întorsătură după ce stăpânul patrupetului a sărit în apă. Acesta a salvat câinele, dar a nimerit între bucățele de gheață care l-au împiedicat să înoate până la mal. În doar câteva minute, Igor a fost lângă bărbat pentru a-l salva. Eu eram cu funie de semnalizare, doi erau la funie de semnalizare, care pe mal, care să mă scoată. Am acționat repede și am ajuns la timp. Igor spune însă că, fără colegul său Sergiu Ungureanu, alături de care muncește umăr la umăr de mai bine de 2 ani, misiunea ar fi fost una aproape imposibilă. Vă trebuie ajutor, că nu îmbracă. Da, păi suntem în zi. Deși sunt foarte modești, salvatorii recunosc totuși că mențiunea oferită de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îi încurajează. Noi n-am așteptat mulțumiri, că este lucrul nostru. Suntem foarte bucuroși că ne-a luat în seamă. Datorită intervenției prompte a echipei de 2 ani la Valea Morilor, nu a avut loc niciun incident cu sfârșit tragic. De 2 ani de zile nu s-a necat nimic și datorită echipei noastre, da, și datorită echipei noastre, mai mulți factori posibili. Da. Deci ne-am făcut lucru bine și nu au fost incidente cu letale.